Bună dimineața, numele meu este Iovescu Sorin și astăzi ne aflăm la o nouă emisiune pe locația Corneș 2 din județul Timiș. E o baltă cunoscută și foarte îndrăgită de către pescarii din județele Arad și Timiș cu preponderență, iar astăzi vom încerca să facem un pescuit de iarnă, tipic de început de iarnă. Pescuitul de iarnă este unul mai dificil, care ne ridică mai multe probleme, iar toate emisiunile pe care voi încerca să le fac în viitor vin ca un răspuns la întrebările pe care le primesc pe rețelele de socializare. A venit iarna, apa s-a răcit, cum ar trebui să abordăm o partidă de pescuit ca să avem succes în sezonul rece? În cele ce urmează, vă voi prezenta cum abordez eu această partidă și ce nade am ales să folosesc ca să facem o partidă cât de cât reușită la început de iarnă. Ca să zic așa, totul a început de la o simplă întrebare. Iarna, nădim înainte de a începe partida sau nu nădim? În momentul în care am ajuns pe baltă, am avut în minte două strategii total diferite. Una ar fi delocalizarea a peștilor, adică acele gropi în care peștii se adună număr mai mare să pregătesc pentru iernat, sau una de intercepție, ca să identificăm eventualele trasee pe care peștile urmează. În această perioadă, având în vedere că temperatura noaptea este undeva 2 grade, 3 grade, iar ziua nu depășește 10-12 grade, aceștia nu migrează foarte mult. Dar noi vom încerca să vedem care dintre aceste două strategii vor da cel mai bun randament. De aceea am ales să pescuiesc cu două lansete și vă recomand și dumneavoastră, atunci când pescuiți iarna, e indicat să pescuiți cu două lansete, deși de multe ori este poate peste mână. Dar merită încercat, cu două strategii diferite avem șanse la un rezultat mult mai bun. Și nadele pe care le-am ales pentru partida de astăzi sunt două nade premium, deoarece în această perioadă contează mult mai mult calitatea nadei decât cantitatea. Prima opțiune este Carp Match Method Mix. Este o nadă foarte bogată în proteine, o nadă de atracție foarte mare. Cu aceasta vom încerca pescuitul de intercepție. Sub nici o formă nu aș încerca să-mi construiesc un vad cu această nadă, deoarece este o nadă destul de greu digerabilă, dar foarte atractivă. În cantități mici și pusă unde trebuie, putem să avem rezultate excepționale. A doua nadă este F1 Cool Water. O nadă care mi-a dat randamente în sezonul rece neașteptat de bun, iar cu aceasta vom pescui în clips. Deoarece în baltă se află și nenumărați carași și știm că aceștia o îndrăgesc, nu cred că ar avea de ce să strice pescuind la un punct fix. Atenție, nu introducem particule nadă, este doar nadă. Nu încercăm în această perioadă ca să săturăm peștii, încercăm pur și simplu doar să-i capturăm. Am uitat să vă menționez, eu acum voi prepara nada pe malul apei. Dacă e să mă întrebați, cel mai simplu mod de a nu avea probleme ar fi prepararea ei acasă, deoarece este o temperatură mult mai adecvată, umectarea particulelor este mult mai uniformă și apa este cu siguranță mai caldă. Nu o să folosesc decât jumătate de pungă din fiecare model în prima fază. După cum puteți observa, sunt două nade total diferite din toate punctele de vedere. Aceasta de culoare neagră este o nadă dedicată pescuitului în apă rece și foarte limpede dulceagă, cu o atracție preponderentă pentru caras și peștele alb. Iar aceasta este de culoare albă, care lasă un orișor în apă și cu siguranță va stârni interesul crapilor. După cum puteți observa, nada este într-o cantitate destul de mică, dar eu zic că este suficientă pentru a avea o partidă, zic eu, reușită astăzi. Urmează să o sităm și să dăm drumul la pescuit.
De la prima lansare deja suntem în drill. Pe această lansetă am folosit nada cool water și după cum bănuiam, primul pește este un caras. Din păcate l-am pierdut, se mai întâmplă. Trăsătura nu a fost una foarte puternică. Iarna nu se hrănesc cu aceeași intensitate ca și vara și se mai pot întâmpla să avem și astfel de neplăceri. Nicio problemă, continuăm, cu siguranță va veni următorul. Dacă pe lanseta care am folosit nada F1 cool water am avut deja parte de un caras, în timp ce încărcam am avut trăsătură și pe cealaltă cu nada Carp Match Method Mix și în mod normal și logic ar trebui să avem un crab. Peștele nu se zbate foarte tare. În cele ce urmează discuta și despre echipament. Pe această baltă în ultima perioadă au avut loc anumite schimbări, iar nivelul apei este unul în momentul de față destul de scăzut. Până la urmă nu m-am înșelat, este vorba de un crăpcean. Unul micuț și drăguț, dar pentru început este bun. Cârligele VMC, pellet feeder, înțepat în buza de jos. Haideți să continuăm. O dovadă mai clară decât aceasta că iarna nu e ca vara a fost această a doua trăsătură de crab venită pe așa zisul pescuit la intercepție, unde am folosit nada Carp Match Method Mix. Pe nada F1 cool water am avut acel caras pe care din păcate l-am pierdut și apoi niciun semn. Aici se pare că ne confruntăm din nou cu un crab. Sperăm că unul mai frumos. Peștii au un comportament destul de ciudat din cauza nivelului apei foarte scăzut și de aceea nu ne putem da seama dacă sunt mai mari sau avem de a face cu un pește asemănător cu primul capturat. Parcă totuși este puțin mai răsărit. Anu, exact la fel. Parcă sunt frați. Țepa tot în buza de jos. Un frumos crăpcean înghețat. Se pare că un crab s-a hotărât să încerce și nada F1 cool water. Contrar așteptărilor mele, acesta cred că este mai mare pe nada dedicată carasului. Una peste alta, răspunsul peștilor este extrem de bun, ținând cont de temperatura apei și perioada în care ne aflăm. Și nivelul apei, putem spune și acest aspect, neobișnuit pentru Balta Corneș 2. De bețe nu pot spune altceva că sunt mulțumit până în momentul de față, deși sunt niște bețe... Ai, ce craf frumos! Din gama joasă de preț, de la Shimano, Force Master comercial. După acest pește o să vă detaliez mai exact cu ce fel de lansete pescuiesc. Acest crab cu siguranță are peste 3 kg. Sper să mai avem parte și de alții.
pe parcursul partidei. Haideți că-l pun în coș și continuăm. Un exemplar extrem de frumos. Dacă pe tot parcursul sezonului cald am utilizat lansetele Shimano Force Master comercial de 12 picioare sau 3,60 m, de această dată am optat să trec pe un echipament mai light, un echipament care se pretează mult mai bine pescuitului în apă rece. Am de față lanseta Force Master comercial 11 picioare sau 3,30 m, o lansetă care vine echipată cu două vârfuri mai sensibile, adică un vârf de 1,8 și unul de 1,5. Dacă la cealaltă de 3,60 m aveam 1,5 și 2,5, iată că am și o trăsătură în direct. Pe lanseta de 10 picioare, adică de 3 metri, aceasta vine echipată cu tot cu două vârfuri, unul de 0,5 și unul de 0,75, chiar și mai senzitive. Mulinetele au fost alese și ele în consecință. Ambele sunt Shimano Sahara. Pe lanseta cu de 3,35 m am mărimea 4000, iar pe cealaltă de 3 m mărimea 3000. Firul principal este Suffix Advance, grosimea 0,20 pe ambele lansete. E un fir care se pretează pescuitului la feeder și pe care îl utilizez de aproximativ 6-7 luni. Haideți să vedem cine ne deranjează. Se pare că este un caras. Cu siguranță este un caras. Ne transmite acele ciocuri în vârful lansetei specifice speciei. Probabil că mulți dintre dumneavoastră v-ați gândit la începutul partidei, când am făcut nada, că aceasta nu ne va ajunge decât o oră, poate două ore maxim. Iată că pescuim de o oră, aproape că nici nu se vede că am consumat din nadă. Datorită faptului că pescuiesc niște metoduri extrem de mici, după cum puteți observa, puțin mai mari ca și unghia, dar datorită acestei nade, care este premium și de calitate, se pare că rata capturilor este una destul de bună pentru această perioadă. Un aspect mai neobișnuit, aș putea zice, sunt aceste cârlige pe care le folosesc de la VMC, Mystic Match. Mărimea lor este una 12. Pe parcursul acestui an și în competiții am început să pescuiesc cu niște linii mai grosiere și cârlige mai mari, sacrificând puțin numărul prezentărilor, dar rata de capturare a peștilor a fost una mult mai bună pentru mine. Am început cu un cârlig destul de măricel, un numărul 12, dar față de alți producători este confecționat dintr-o sârmă mai subțire și este totuși un cârlig destul de ușor. Am început cu el, dacă nu aveam prezentări sau nu aș fi avut prezentări așa cum aș fi dorit eu, puteam automat să schimb, dura o secundă, pe o mărime mult mai mică. Țineți minte acest sfat și încercați și dumneavoastră și veți vedea că s-ar putea să am dreptate.
N-au trecut nici două minute de când am lansat. Se pare că peștii s-au instalat pe micul nostru pad de nadă creat cu F1 Suite Cool Water, atât crapii cât și carașii. Densitatea de crap din această locație este una destul de însemnată. Cu siguranță am fi avut mult mai multe prezentări de caras dacă balanța s-ar fi echilibrat. Dar noi ne bucurăm și de crapi, ne bucurăm iarna de orice pește. Acesta totuși este un caras care a venit pe un Durable Hookers cu aceeași aromă de 4 mm, niște pelete moi. Haideți să vă și arăt cât este de mică momeala. Cu aceeași momeală am reușit să capturez și crapii. Peletele moi oferă o încredere sporită peștelui, care este mai reticent în hrănire și dă senzația că a stat mult mai mult timp în apă, iar acesta o ia cu o încredere mult mai mare. Mai facem încă o lansare, o scurtă recapitulare și apoi urmează să vă prezint capturile. Până așteptăm și ultima trăsătură a scurtei noastre partide, de obicei iarna intenționez să fac partide de maxim 3-4 ore, deoarece și ziua este scurtă, iar apetitul peștilor este mult mai mare în orele dimineții. Haideți să vă prezint și cantitatea de nadă pe care am folosit-o, pescuim de aproximativ 2 ore sau 3 ore. Dacă la început pe nada Carp Match Method Mix am avut primele prezentări, peștii s-au instalat pe nada dedicată pescuitului în sezonul rece, adică pe F1 Sweet Cool Water, și trăsăturile au început să vină cu o anumită cadență. Eu zic destul de bună pentru perioada în care ne aflăm. Altceva nu mai îmi rămâne de făcut decât să vă prezint capturile, scurte noastre partide și să vă doresc fir întins și în sezonul rece. Se poate, mergeți la pescuit, utilizați nade premium, vedeți că nu aveți nevoie de o cantitate foarte mare, iar partida poate să fie cu siguranță o reușită. Acesta este rezultatul scurtei noastre partide. Nu uitați să ne urmăriți și în viitor și vă îndemn să ieșiți la pescuit chiar și iarna. Fir întins!